Profesia de polițist nu mai este atractivă pentru tineri. Probele de admitere au demonstrat interesul tot mai scăzut față de această meserie. Deși în trecut tinerii se înghesuiau să prindă un loc, acum competiția este mult mai slabă, cu mai puțin de 2 candidați pe loc. Tinerii nu se mai înghesuie ca pe vremuri să se înscrie la academiile de poliție. Numărul candidaților care s-au înscris pentru a susține examenul pentru poliție a scăzut drastic. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a făcut bilanțul. Au fost 1832 de candidați la examenul pentru Academia de la Câmpina, număr ce reprezintă 1,36 de candidați pe loc. Totodată la Academia din Cluj-Napoca au fost 426 de tineri interesați, echivalentul la 1,4 32 de candidați pe loc. Cel mai scăzut număr apare la Academia Polițiștilor de Frontieră din Oradea, unde sunt doar 275 de candidați, adică 1,14 pe loc. Cei mai mulți tineri interesați de această meserie au fost din Argeș, cu peste 200, urmat de județul Olt, Gorj, Dolj, cu peste 100 de persoane. La coada clasamentului se află județe precum Covasna, Harghita și Tulcea, care au trimis fiecare câte 8 persoane la examenele de poliție. Pentru această lipsă de interes, sindicaliștii din poliție dau vina pe predictibilitatea scăzută cu privire la carieră, salarizare sau pensionare. Totodată, aceștia acuză liderii politici și guvernamentali că refuză să vadă realitatea și să ia măsuri, fiind îndreptați mai degrabă spre propriul interes. Scăderea abruptă a interesului pentru cariera de polițist vine în contextul în care Ministerul de Interne este păstorit de Lucian Bode, de mandatul căruia se leagă mai multe scandaluri, precum cel al plagiatului sau afacerea BMW.